scuze, te supat! Ia auzi viața mea! Ia auzi! Ești pregătit? Bă, dar tu ai level 1, mă? Mamă, dar... Mamă, e nu... Sunt nimeni! Hai, dau și o redia. Fii atent. Deci, mi-e frică. Avem voie să ținem maxim 3 chestii. Tu știi ce fac itemele? Camera filmează, lanterna pune lumină. A, e bine că știi. Deci, iau eu ăsta. Faza e că amândoi trebuie să luăm. Bă, eu am uitat să pun iteme, mă. Hai că avem iteme dacă e. Aolo, avem doar o lanternă, mâncați-și gura ta. Hai că mai jucăm dacă e. Fii atent. Țin eu lanterna. Ia tu toate astea ce au rămas. Gen, ia 3 la mișto. Așa. Aia e camera și ia și cartea. Așa. Și fii atent. Ce, l-ați adus de jos ce? Aia e lanternă cu raz infraroșu. Gen, să vedem urmele. Știi ce zic? Și asta e camera cu care facem poze. Viața mea, fii atent. Acum citim aici ce avem de făcut. Deci descoperiți cu ce tip de fantom avem de-a face. Detectează prezența unei fantome cu o lumânare. Detectați o prezența unei fantome cu un senzor de mișcare. Și scăpați de fantom în timpul unei vânători. Hai că scăpăm dacă e. Faza e că nu putem să facem, cred că nici a doua, nici a treia, că n-avem iteme. Că am uitat să le pun, sunt prost rău. Și pe ăsta îl cheamă Joseph Martinez. Și fii atent, hai să mergem. Ok. Mamă, cum se aude ușa asta. Ia uite, bă, mi s-a deschis camera în mână. Da, mă, păi poți să o folosești, gen. Și fii atent, noi acum mergem până casa asta și vorbim cu ea. Joseph Martinez, are you here? Și faza e că nu e. Și noi avem acum itemele, gen, și trebuie să le folosim ca să aflăm indicii. Și fii atent, după ce aflăm fiecare indiciu de ăsta. Stai să stau în spatele tău. La lumină. Băi, și noi ca să când aflăm câte un indiciu, apăsăm pe J și trecem acolo în carnet. Știi ce zic? Ah, ok. Acum fii atent, eu am un MF și dacă ne apropiem de fantomă, mi se încarcă ăsta, gen. Știi ce zic? Okay. Și noi până atunci vorbim. Joseph Martinez, are you here? Păi, și camera mea filmează acum, nu? Eu pot să o prind pe cameră? Faza e, camera trebuie să o pornești și să o lași unde e fantoma. Ca după să mergem în cam... S-a deschis o ușă, mâncați-aș curat, ai auzit? Am înțeles, nu? Deci camera trebuie să o lași și după aia să mergem în camion. Să vedem dacă vedem bule de alea de fantome, știi ce zic? Da. Dacă nu știi ce zic, îți arăt. Vedem. Da, așa, deci mai am. Ce s-a auzit? Ce s-a auzit de aici? A făcut pașmar. Joseph Martinez, are you here? Joseph. Ce s-a auzit? S-a auzit o cuvântă de chitară, jur. Păi înseamnă că e bagaboanta asta, mă. Înseamnă că nu e frică de noi. Mamă. Joseph Martinez. Auzi, mă, hai să pornim curentul. Hai să găsim unde, de fapt. Fii atent, hai mai vino cu mine, că așa, nu te văd bine. Așa, mergem amândoi. Știu asta, știu camera asta. Aici era una, vorbeam cu ea în toate limbile și nu vrea să vorbească cu mine. Așa. Doamne ferească, mă. Faza e că n-am găsit nimic pe MF-ul ăsta. Da, ok. Deci stai și ăla. Eu ce mai am la mine? Uite, am o carte. Păi da, cartea aia tot unde e fantoma trebuie să o punem. Să vedem dacă scrie în carte. Și dacă scrie e un indiciu, știi? Și mai am și un radio, ia stai. Ce pot să fac cu el, cu ăsta din mână? Ia aruncă-l să văd ce e. Cum îl arunc? Pe G. Mamă, Matrix, vine extraterestri. Fii atent, pe ăsta îl pui și gen dacă fantoma trece pe aici, ai vezi silueta cu ăsta, știi? Nu pot să cred, ia pic nou ăsta. Da, mă, da, ți-am zis că sunt iteme noi acum. Da, hai să găsim curentul ăla. Da, curentul e pornit. Avem Ouija aici. Da, băi, să nu o folosim, Doamne, că ne scade ăla rău de tot dacă o folosim, gen. Sanitiu. Trebuie să-i facem poză. Așa, și aici. Băi, da, e, cred că e ceva cu ca... Are you here? Show yourself. Bă, hai meni aici, fugi. Unde? Nu e, mă, nu pot să cred.
Nu pot să cred. Ia stai, stai să văd dacă pot să dau mai încet. Ia stai. Așa, gata, ia zi ceva acum. 2-2. Perfect. Let's go. Așa, bă, n-am găsit nimic pe ăsta, mă, unde e ăsta, mâncați aici gura ta? Joseph Martinez, parcă-l chema, nu? Mamă, unde ești, unde ești, unde ești, m-auzi? Sunt aici, sunt aici, stai aici. Ok. Încerc să-l găsesc pe ăsta, dar nu e nicăieri, frate. Faza e că n-avem nici de la termometru să vedem gradele și așa. Fii atent, ia ăsta de aici, cu E, așa. Bun. să-l punem pe jos, că văd că pe sus nu-i nimic. Are you here, Joseph Martinez? Aici. Joseph Martinez, give us a sign. Give us a sign, please. Ce-am făcut, mă? Give us a sign, please. Give us a sign. Joseph Martinez, show yourself. Nu cred că am fost pe partea asta din stânga noi. Aici e, 100% aici e. Hai, yeah. Pregătește-te. Yeah. Unde aici? Aici, da? În partea asta a casei, că doar aici n-am fost. Joseph Martinez, are you here? Ah, parcă s-a auzit un pian, nu? Da, pian. Stai așa, spun asta pe jos, cum o pun pe jos? Cu E. Joseph Martinez. Nu merge. Joseph Martinez, are you here? Aici e, în garaj, vino să o pui aici, în garaj. Are you here, Joseph? How old are you? How old are you? Poți să pui tu că nu merge și mi-e frică. Da, arunc-o. A, pe F trebuia. Ah, ok. Și pe E o iei de jos, hai să ne uităm să vedem dacă trece pe aici. Joseph Martinez, show yourself. How old are you? Cu ăla, dacă îl ții aprins și vorbești cu fantoma și îți răspunde, îl auzi, gen, prin aia. Aha. Oh, ce? Ah, bă, ne vânează! Hai, man, ne vânează! Unde mă duc? Bă, hai să fugim. Ah, nu, e aici, vine după noi, stai ascuns. Vine, hai, man. Sunt în spatele tău. Ferească, mă. Se aude, nu te duci! Olo! Nu te duci! Doamne, dacă rămân singur... Bă, râde, are râs de la malefic, gen. Nu pot să cred de noi. Bă, l-auzi cum face? Nu. Iesu, cred că a plecat. Gata, cred că ne-a lăsat în pace. Joseph Martinez, are you here? Joseph, chill out, baby. Bă, nu știu ce să mai facem, mâncați aici gura ta. Hai să plecăm, hai să ne liniștim un pic la camion. Bă, faza e că s-a încărcat ăsta, n-am avut 4, deci nu e MF5. A schimbat și jurnalul, mă. Fii atent, ia lanterna asta cu infraroșu. Bun. Așa. Și cu asta o să vezi amprentele. Și eu iau camera să-i fac poză. Mamă, avem 29, hai. N-avem, mă, pastile. Hai că avem pastile dacă e. Hai, now or never, viața mea, că și așa n-avem niciun item, ma. N-avem ce să pierdem. Joseph, are you here? Ah! Bă, vine! Ai auzit tu cine? Bă, vine! Ascunde-te, săbat! Doamne. Cum îl salvez pe Teo? Teo, ai murit! Bă, am rămas singur! Ia să-l vedem pe ăsta, că să descurcă singur! Show yourself! Păi nu-i show yourself, că te omoară și pe tine, băi! Aoleu, murim! M-am blocat în baie! Aoleu! Ii vine, uite, vine pe el!
Am înțeles. L-a omorât și pe Hyman. Băi, mor, mă, nu mai pot, ești de fut. Ce te-a omorât? Mamă, băi, mă doare gâtul cât am râs și cât am urlat, mă jur. Mamă, deci eu când am văzut că ai murit, am avut anxietate că rămân singur în casă și s-a dus.